Pe data de 9 martie, românii sărbătoresc cei 40 de sfinți mucenici din Sevastia. În această zi se respectă superstiții și obiceiuri vechi de sute de ani. Tot astăzi se vorbea și 44 de pahare cu vin roșu. În această zi sunt prăznuiți cei 40 sfinți mucenici din Sevastia. Refuzând să se închine idolilor, au fost întemnițați și bătuți cu pietre. În cele din urmă, guvernatorul a poruncit să fie aruncați în lacul înghețat de lângă orașul Sevastia. În calendarul Bisericii Ortodoxe, în data de 9 martie, prăznuim pe sfinții 40 de mucenici din Sevastia, în Armenia. Vorbim de perioada împăratului Liciniu, un împărat roman persecutor care a domnit între anii 308-324, deci iată a prins și perioada după ce Constantin cel Mare dă libertate creștinilor. Imperiul Roman, ca să poată conduce toate aceste teritorii pe care le cucerise, o făcea prin guvernator, iar în această zonă a Armeniei era un guvernator pe nume Agricola, care îi persecuta pe creștini și aflând că mulți din această legiune a 12-a fulminată a romanilor care era pe teritoriu, staționată pe teritoriul Armeniei, sunt creștini, a poruncit să fie identificați, închiși timp de 8 zile, schingiuiți și apoi ca ultim chin la care au fost supuși, duși noaptea într-un lac înghețat în Sevastia. Acolo au fost lăsați să moară, dar pe malul lacului au fost pregătite băi calde pentru aceia care s-ar fi lepădat de Hristos. Într-adevăr, unul dintre cei 40, nemai suportând chinurile, iasă din apă, dar înainte să intre în baia caldă, moare. Și spre dimineață, cei 39 care au rămas în lac se roagă lui Dumnezeu să le ușureze chinurile, lucru care se și întâmplă. Printr-o minune se topește gheața, lacul se încălzește. Un soldat roman, văzând minunea și văzând puterea martirilor, a intrat în apă mărturisind că este creștin și iată, împlinindu-se numărul de 40 de creștini, în acel moment se spune că din cer au coborât 40 de cununi. Văzând romanii că acești martiri nu au murit în lacul înghețat, i-au scos afară, le-au zdrobit fluierele picioarelor, murind acești creștini murind în urma acestor chinuri și au fost suiți în căruțe și aruncați undeva în apropierea localității respective. De atunci a rămas această sărbătoare în Biserica Ortodoxă, 9 martie, în ziua de 9 martie, a sfinților 40 de mucenici. Ziua de mucenici, sărbătorită astăzi, păstrează numeroase elemente rituale ale străvechiului început de an agrar, celebrat la echinocțiul de primăvară. Pe stil vechi, ziua de 9 martie era hotară între zilele aprige ale dochiei și zilele călduroase ale moșilor. Obiceiurile din ziua de mucenici formează un scenariu ritual specific anului nou. Prepararea alimentelor rituale numite sfinți sau sfințișori, beția rituală când tradiția susține că e bine să bei în această zi 40 sau 44 de pahare cu vin. Deschiderea mormintelor și porților raiului, aprinderea focurilor de mucenici prin curți și grădini, în fața caselor și în câmp. Purificarea oamenilor și vitelor prin stropirea lor cu apă sfințită, protecția magică a caselor și anexelor gospodărești, prin înconjurarea lor cu cenușă provenită de la focurile aprinse de mucenici. Bătutul pământului cu maiurile pentru alungarea frigului, așteptarea spiritelor morților cu scaune și mese întinse la focurile de mucenici.